Vlad Cazino îți aduce o enciclopedie de comedie. Băi! Bravo, seara! Tu ești câștigătorul meu! Da, tu ești câștigătorul meu. Știu, știu, și tu al meu, Dan. Da. Îți mulțumesc. Mă bucur să fiu din nou aici. Îmi place cum ați decorat. Pare puțin cam modern pentru Dan Badea, sincer. Să trecem la glumele. Eu mă plimbam într-o zi cu prietena mea pe la Victoriei. Pentru că da, acum am o prietenă care pot să mă plimb și ziua. Fiele înainte mă plimbam doar noaptea, doar până la o gură deschisă de canalizare și înapoi la mine acasă. Ca să-și mai ia ele câte ceva de la ele de acasă, geam. Da. Acum fata asta pot să mă plimb și ziua, nu are excremente de câine păr, e ok. Mă rog, a avut odată, dar eram în vamă și na, am trecut peste. Dar ne plimbam pe la Victorie și la un moment dat văd că mă sună un fost coleg de muncă, un om care n-a mai vorbit de câțiva ani buni. Primul gând a fost, nu răspund, sigur mă invită la nuntă. Și na. Fata asta o fie ok de ieși cu ea pe stradă ziua, dar nu e ok de mers cu ea la nunți. Da. Sunt niște nivele. Dar până la urmă am zis să nu fiu un om rău, am zis să răspund, am răspuns și am zis că până la urmă pot să refuz invitația la nuntă, nu e așa mare problemă. Dar omul ăsta nu mi-a zis salut, nu mi-a zis ce faci când am răspuns, tot ce mi-a spus la telefon a fost ce-ți mai place să te plimbi pe la Victoriei. Așa, pe un ton cumva sexual. Primul instinct a fost să răspund și eu pe același ton, să fiu, îmi place, tăticule, știi bine că îmi place. Dar nu, mi-am dat seama că nu vorbesc cu proful de geogra din a 8-a, așa că nu, nu. Okay. Da, bă. Și am spus geogra, nu geografie, pentru că încă țin la el. Dar nu e important asta. Dar nu, tot ce am spus omului ăsta a fost, da, îmi place și am închis. Pentru că nu merit să purtăm o conversație dacă mă sun doar ca să-mi zici că m-ai văzut pe stradă. Maxim un mesaj pentru asta. Hai, accept și un story. Dar acum trebuie să pornim o conversație doar de într-atât și nici măcar n-a lăsat loc să pornim o conversație. El n-a avut nicio întrebare pentru mine. El a făcut doar o afirmație. Ce-ți mai place să te plimbi pe la Victorie? Nu m-a întrebat, îți place să te plimbi pe la Victorie? De unde știi tu că îmi place? Poate mă plimb pe la Victorie gândindu-mă ce bine ar fi să fiu în canapea uitându-mă la lecții de viață sau ceva. De unde știi tu că îmi place să fac asta acum? Și nu numai că îmi place, ce mai place? Cum a citit el atâta plăcere pe chipul meu după trotuarul celălalt? Nu înțeleg asta. Dacă mă vedea, nu știu, în magazin cumpărând un pachet de gume, la fel mă suna să-mi zică, ce-ți mai place să iei gume? Omul ăsta, dacă chiar era așa perspicace cum să dăm, ar fi sunat să zică, ce-ți mai place să te faci că te uiți în telefon și traversezi pe partea cealaltă doar ca să nu facem contact vizual? Atunci chiar aș fost impresionat, aș fost, îmi place, tăticule, știi bine că îmi place. Da, asta e un fost coleg de muncă de la job-ul de care m-am povestit sezonul trecut cu aparatele. Dar acum sunt corporatist și se întâmplă chestii mult mai interesante, sincer, să fiu la corporație. Pe vremea când mergeam la birou înainte de pandemie, aveam birou fix lângă al managerului și aveam un coleg, Ionuț, care întârzia în fiecare zi, întârzia atât de mult, încât la un moment dat rămăsese omul fără scuze pe care să-i le bage managerului. Mințise în toate felurile posibile, nu mai avea ce să mintă și începuse să-i povestească managerului filme, ca și cum i s-au întâmplat lui. Și managerul meu era atât de prost încât îl credea de fiecare dată, nu văzuse niciun film în viața lui. La un moment dat ăsta a întârziat, managerul l-a întrebat ce s-a întâmplat, eu nu știu ce ai întârziat atât. Ăsta a fost, păi mă scuzați că am întârziat, dar știți, aseară m-am întâlnit cu un băiat, mi-a oferit două pastile, una roșie, una albastră. Am ales-o pe aia roșie, mi-a explicat că sunt ales omeniri, să o salvez sub subjugarea mașinilor. Managerul a fost, da, ok, nicio problemă, Ionuț, hai mergi la birou. Și era, men, ți-a povestit Matrix. Ce filme ai văzut în viața ta, cum sunt te prins la asta? După câteva zile iar a întârziat, managerul iar l-a întrebat ce s-a întâmplat, ăsta iar a povestit un film. A fost, mă scuzați că am întârziat, dar știți, tata e capul uneia dintre cele 5 familii mafiote, s-a încercat o asasinare asupra lui, acum trebuie să preiau frâiile familiei. Managerul iar a fost, a, ok, ce n-ai rămas acasă, hai mergi la birou, nicio problemă. Și eu explodam, auzind toate conversațiile astea, explodam, mere, mamă, ți-a povestit Godfather, cum să nu te prinzi de filmul ăsta? Și mi-a venit și mie rândul să întârzi într-o zi. Și mi-am setat în minte de la început. Când mi-am dat seama că o să întârzi, am zis, când ajung la muncă îi povestesc un film lui prostul ăsta și așa nu știe niciun. Și am ajuns la muncă, el direct m-a luat, ce s-a întâmplat, Alexandru, ce ai întârziat atât? Și am fost, păi mă scuzați că m-am întârziat, dar nu venea în minte niciun film. Am fost, păi eram ieri prin curte, s-auzeau niște sunete ciudate din curtea vecinilor, am ridicat capul peste gard să văd ce se întâmplă. Acolo era vecina mea cu sora ei, una pe alta. După aia m-am dus la ele, au început să-mi
După aia am început să ne în curte acolo. Am intrat și în casă, ne-am și acolo și managerul a fost: stai, 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 ăsta nu-i Neighborly Milfs 4? Asta știi, mă, asta știi. Ce m-a deranjat este că lui s-a părut mult mai plauzibil ca Ionuț să fie ales omenirii să o salvezi de subjugarea mașinilor decât ca eu să pot două femei deodată. Și cu asta eu vă mulțumesc, seară bună în continuare. Bravo, băi! A venit Dobrotă și a fost o plăcere, pentru că Dobrotă e un om foarte, foarte priceput, e un om foarte, foarte amuzant, e un om care are o minte care îi merge altfel. Deci, Dobrotă, știi cum e la italieni? Chef kiss. Mi se pare foarte, foarte bună găselnița asta și cumva naturală să vină un elev, cumva să-ți readuce aminte care era nivelul. Și mi-a dat o linie foarte bună, ca să-mi dau seama, stai un pic, mă, uite, uite ce am avut în final anul trecut. Cam așa ar trebui să fie. Și hai să vedem ce alegem din aceste dueluri ca să ajungem măcar la nivelul, dacă nu chiar să depășim. Vlad Cazino ți-a adus o enciclopedie de comedie.